Astăzi la ora 14 situația epidemiologică la nivelul județului Gorj se prezintă astfel: 139 de persoane în carantină la domiciliu. Locația declarată, 21.042 de persoane confirmate cu COVID-19, din care 19.934 de persoane vindecate, externate și la domiciliu, 178 de persoane internate în spital și 930 de persoane decedate. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost confirmate 39 de noi cazuri de îmbolnăvire dintr-un total de 469 de teste efectuate, situația prezentându-se astfel. 103 teste RT-PCR efectuate, din care 9 rezultate pozitive și 94 de rezultate Negative. 366 de teste rapide efectuate cu 30 de rezultate pozitive și 336 de rezultate negative. Până astăzi, la ora 14, s-au primit 288.415 doze de vaccin anticovid și au fost administrate 245.184 doze, din care 86.121 doza a doua, 28.529 doza a treia.